Cătălina și banii de aur. Cătălina era o femeie foarte înceată la minte și, ce era și mai rău, se credea foarte vicleană. Bărbatul ei știa foarte bine cum e ea, așa că încerca să se comporte pe măsură. Odată soțul, pentru că trebuia să plece de acasă pentru mai mult timp, ascunse într-o oală toți banii lor și îngropă oala în grădină. Soției lui îi spuse, pentru că altceva mai bun nu-i veni în minte, că în oală sunt semințe de floarea soarelui. Nu peste multă vreme veniră în sat niște negustori de oale. O îmbiară și pe Cătălina cu marfa lor, care, bineînțeles, le spuse că nu are bani și nu poate cumpăra nimic. Dar dacă ne putem târgui, pot să vă dau în schimb semințe de floarea soarelui. Cum să nu? Arată-ni-le! Acceptăm și troc, au răspuns aceștia. Nu pot să vi le arăt pentru că sunt într-o oală și oala e îngropată în pământ de bărbatul meu. Eventual, mergeți și săpați după ea în grădină, că eu am de lucru, spuse Cătălina și le arătă unde era îngropată oala. Negustorii s-au acat de dezgropat oala, iar când au văzut că înăuntru nu sunt semințe, ci bani de aur, au tăcut mâlc, nespunându-i femeii ce au găsit de fapt. Au făcut schimbul de marfă, așa cum s-au înțeles, și au plecat bucuroși că în schimbul oalelor au căpătat banii. Când soțul se întoarse acasă, Cătălina ieși în întâmpinare și se mândri cu oalele cumpărate. Uite câte oale frumoase am reușit să primesc în schimbul câtorva semințe de floarea soarelui!